Spune pe bune ce se întâmplă în școala ta. O campanie dragă mie, pe care o salut cu această ocazie, marca Generația lui John, sprijinită de Observatorul Prahovean, o campanie despre care eu cred că era mare nevoie, deoarece mecanismul e simplu. Profesorii și elevii completează un chestionar, iar în urma acestor chestionare putem avea cumva o radiografie a ceea ce se întâmplă în școlile prahovene. După cum bine știți, sunt un om de acțiune și un om al feedback-ului. Consider că atunci când vrei să schimbi ceva, mai întâi te așezi la masă și vorbești despre acel ceva, iar apoi vii și vezi ce poți face, ce poți aduce tu, astfel încât să schimbi lucrurile. John m-a rugat să vă povestesc ceva din copilăria mea, referitor la școală. Sunt una dintre fericitele care au avut noroc de educatoare, de învățătoare, de profesori din școala generală și din liceu, cu care am avut o relație sacră, dacă mi-e permis să spun asta. Consider că înainte lucrurile erau mult mai apropiate în această relație. Am fost norocoasă pentru că din școală nu mi-a rămas ideea de notă, cât am luat la o anumită materie, ce premiu am luat, mi-a rămas în schimb încrederea care mi-a fost oferită prin cuvinte, printr-o îmbrățișare de cadrele didactice cu care m-am întâlnit la un moment dat. Ca o paranteză, e foarte important ce se întâmplă în școală și eu am ajuns acum din nou să iau cumva pulsul sistemului educațional prin Agnes, care este în clasa pregătitoare și care, la 7 ani și jumătate, a putut să-mi dea un feedback vis-a-vis de școală, cum vedea școala. O iubesc pe doamna, nu-mi place doamna de sport, pentru că nu ne spune cu blândețe când greșim. Despre asta e vorba. Puterea feedback-ului este fabuloasă. Vă invit și pe voi să spuneți pe bune ce se întâmplă în școala voastră.